Ești mulțumită de ce premiu ai luat? Da, foarte mulțumită și am muncit foarte mult și cred că îl merit. Ce premiu ai luat? Am luat premiul întâi și mă bucur foarte mult și le mulțumesc persoanelor care m-au ajutat să ajung până aici. Care sunt persoanele care te-au ajutat? Îi mulțumesc doamnei profesoare Oana Pușcașu, Vicky Stanciu și profesoarei mele, coordonator, Odet Chelaru. Oana Pușcașu m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a dat melodiile și Vicky Stanciu m-a ajutat să repet. Iar celelalte? Iar doamna coordonator Odet Chelaru m-a ajutat să ajung astăzi aici la Artele Copilăriei, la concurs. Și la anul ai vrea să mai vii aici? Da, cu mare plăcere. Și eu crezi că vei lua? Nu știu, depinde de interpretarea mea de anul viitor. Anul ăsta ce ai interpretat? Anul ăsta am interpretat piesa Mai stai, Copilărie și Mamă, Doamne, cât aș vrea. Și pe viitor ce ai dori să faci? La job te referi? Da. Păi încă nu știu, depinde ce o să-mi placă când am să cresc mai mare. Între televiziune și muzică ce alege? Nu știu, eu... Mie îmi plac amândouă și aș vrea deocamdată să merg pe amândouă. Și ce o să-mi placă pe viitor, am să aleg. Mulțumesc!